Ne bucurăm că sunteți alături de noi la o nouă emisiune Fan Total Estival. Artiști sunt mulți în lumea asta mare, frumoși cu voci de aur și vestiți. Te încântă să-i asculți pe fiecare, dar nu sunt toți de Domnul hrăziți. Asculți câteodată un glas de damă, ce încântec îți stârnește nebunim. Un domn ce în armonii la dans te cheamă și glasul ce te îndeamnă a iubi. Nicolae Nițe scum, are un glas fermecat, e un seducător, un bărbat, un amor ce-a stârnit gelozii. Nicolae Nițescu e un sentimental, a cântat de femei, de iubiri pe alei și de toamne târzii. V-ați dat seama cine este invitatul nostru de astăzi? Nimeni altul decât maestrul nostru, artist al poporului, o voce de aur a României, Nicolae Nițescu! Bine ați venit, maestre! Să rămână! Nu am reușit să interpretez melodia ca dumneavoastră, dar în orice caz la parodie se permite. Alături de domnia sa este soția Viorica Smaranda Nițescu, cum îi place doamnei să-i se spună, doamna Ica în particular. Ne bucurăm că ați venit cu doamna, este cel mai mare critic, cel mai mare admirator al maestrului și astă seară vom afla niște lucruri minunate și va face și o dedicație pentru un eveniment special ce s-a întâmplat anul acesta. Mă bucur că sunt aici. Mulțumesc din suflet că sunteți alături de noi. Lângă mine am un prieten foarte drag, un compozitor în special de teatru. Este un om de cultură și un poliglot, Liviu Prosi. Mulțumesc, Liviu, pentru că în calitate de admirator al maestrului, în mod special este astă seară aici și pentru că a colaborat foarte mult cu teatru de revistă și a scris muzică la Tănase. Alături de Liviu am doi, de data asta, admiratorii sunt doamna Ica, doamna Viorica Smaranda Nițescu, Liviu Prosi și Narcisa Tkaciuc, pentru că eu sunt o fană de când m-am născut, Nicolae Nițescu. Și am, de data asta, prima oară în emisiune, doi viitori admiratori, sunt gălățeni, ecologiști, ne-am cunoscut într-o împrejurare o să ne spună mai târziu Florin despre ce e vorba, Larisa și Florin Petrea, proaspăt căsătoriți, viitoare mămică în câteva luni și sper într-o oră să-i convingem să devină fan Nicolae Nițescu. Sunt egălățean de-a vostru, așa că trebuie să fiți colegi până la capăt. Nu am nicio îndoială. Și pentru că suntem într-un anotimp superb, care mie mi-e foarte drag că m-am născut tot toamna, aș vrea foarte mult, maestre, să începem cu o romanță care a luat premiul întâi la Festivalul Crizantema de Aur în 1997, da, compusă de marele compozitor regretat Vasile Veselovski și Mihai Maximilian și este o încântare să o ascultăm. Pentru început. Ai bătut, ți-am deschis, dragă toamnă, nu mai sta pe la uși, pe la geam. Însă fii cum te știu, fii o doamnă, măcar tu să nu-mi trec câți ani am. Am să-ți spun un secret numai ție, ești aici și oricum te-am primit, am făcut poate iar o prostie, c-am greșit și m-am îndrăgostit. Mă mint sau nu mă mint, dar când iubesc nu dorm, oftez, dar simt că-ntineresc. Și
Și-atunci mă ascund și fug de dumneata. Și iar la poarta mea ai bătut și-ai venit, dragă toamnă, cu târzii, cenușii dimineți. Te primesc doar atât și nu înseamnă că am timp de amare tristeți. Mă-ntreb iar ce gând te-ndeamnă să mai vii când nici nu te aștept. Și-ți mai spun un secret, scumpă doamnă, sunt un prost, dar nu pot să mă îndrept. Mă mint sau nu mă mint, dar când iubesc mă-mbăt cu nopți de argint și-ntineresc. Visez că zbor spre cer, e minunat. Târziu, o știu, dar cer să fiu iertat. Mă mint sau nu mă mint, dar când iubesc mă-mbăt cu nopți de argint și-ntineresc. Visez că zbor spre cer, e minunat. Târziu, o știu, dar cer să fiu iertat. La 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 la. Maestre, n-ați luat aplauze ca la Târgoviște, dar sunteți fenomenal și la romanță și la muzică lirică, ați cântat și operetă, muzică ușoară de toate genurile și internaționale și românească. Ați umplut sufletele oamenilor de bucurie și aici și în nenumărate turnee afară. Aș vrea să le spunem telespectatorilor cum ați început. Ați avut foarte multe emisiuni, nu v-ați destăinuit prea mult lucrurile legate de carieră și de familie și aveți niște aspecte atât de interesante pe parcursul profesiei că e păcat să nu le știe o țară întreagă și chiar toată Europa și lumea. Încă de când eram copil, ascultam alături de noi, era unde stăteam în Galați, era o familie care avea un disc, o placă cu Tino Rossi. Pe el l-ați ascultat prima oară, pe acea placă? Și l-am ascultat prima oară. Și așa de mult mi-a plăcut, încât, bineînțeles că ascultam și radio foarte mult, foarte multă muzică. Dar omul acela care cânta m-a impresionat foarte mult și m-a influențat. Curios că n-ați făcut școala și liceul de muzică, deși în liceu ați început. Pe vremea noastră nu era. Deci nu era liceu. Nu era liceu. Se intra direct la Academia de Muzică? Cu specialitate de muzică, da. Dar asta nu înseamnă că nu aveam ce mi-a dat mama. De la mama am moștenit... O ureche muzicală și un glas super. Am moștenit glasul pentru că ea era în corul bisericii de la Doamna Galați. Rarica. Rarica, da. Și tata învățător, trebuie să fie avut și dumnealui ureche muzicală. Și tatăl învățător, da. Bineînțeles că și el cânta. Și fiind singur la părinți, erați pupil la familiei. Da. Da. Și în liceu mi-am dat drumul, fără să știu, în clasa a șaptea. Fără acompaniament, fără nimic? Ba da. Da? Ba da, cu băieții din orchestră. Aveați orchestră, deci, la care liceu. Era o orchestră foarte bună. Nu v-a tentat niciodată să cântați la un instrument?
Nu, că v-ați dat seama că aveți glas. N-am avut să-mi văd decât la conservator. Dacă v-ați descoperi la 15 ani vocea, nici n-avea rost. Piana auxiliar, da. Ce se întâmplă? Era un băiat de preot, îl chema Bebe Doicu, care era cu acordeonul. Și am cântat cu el, el m-a acompaniat și orchestră și băieții din orchestră, care erau tot așa melomani. Și am dat spectacol la sala Vea Ureche. Mai târziu, adică cu o vară mai târziu, am... Și ați debutat chiar cu o piesă idolului dumneavoastră. Da, a lui Tino Rossi, Le Semois Vous Aimez. Superb. Da. Și cu vorba cântecului, publicul din Galați, tineretul din Galați, care m-a auzit, a început să mă cunoască. Și să vă iubească. Și să mă cheme. De fiecare dată când avea ocazia. Bineînțeles, a schimbat liceul de la Galați la Târgoviște. Am avut și un profesor de muzică foarte bun. La Galați. Da, la Galați. E foarte important. Care a fost și a creat și un cor acolo. Nu mi-amintesc prea bine, dar avea un nume grecesc, of Doamne. Contează că făceați muzică, că acum nu se face și vin studenții la noi în anul întâi la actorie și habar nu au ce e aia cheia sol și ce e o gamă și este o rușine. Da, da. Și am început să cânt. Și a venit, pe urmă a venit niște studenți au venit și am cântat... În diferite ocazii, am cântat la șantier, la șantierul Lunca Plutului. Plecați și în mini-turneuri din Galați, prin împrejurim? Da, da, da. Eram cu studenții, un student care acum este doctor radiolog în Israel și face și muzică, din familia lui Reininger. Așa. Harry Reininger îl cheamă, care a venit acum 2 ani, 3 ani și... V-a rămas prieten bun. Compozitor, da, din 48. La dumnealui ați fost de curând în vizită? Nu, nu. E foarte bătrân la ora actuală. Dar l-ați revăzut, probabil. L-ați revăzut acum în ultimul? Da, l-am văzut acum 3 ani. Da. Când a fost chiar la spectacol și am cântat o piesă de-a lui. O viață de artist. Ah, da, care o să o cântăm în altă emisiune. Da. Pe versurile lui Aurel Storin, care este Storin, superbă. Da, da, care are un text extraordinar. Și ați schimbat liceul de la Galați la Târgoviște după tata. Tata era din Târgoviște. Ce se întâmplă? Pe vremea noastră existau refugii. Și părinții mei s-au refugiat în orașul de unde era tatăl meu, din Dâmbovița, unde familia Nițescu era o familie de inspectori școlari și tatăl a fost inspector școlar în Dâmbovița și am învățat la liceul Enechiță Văcărescu. Așa că eu anul ăsta, împlinind 60 de ani de la terminarea liceului, liceelor, așa, am fost și la Galați. Și la Târgoviște. Și la Târgoviște. Ați dat două petreceri, maestre, nu da, se poate. Da. Cred că au fost încântați colegii să le cântați. Da, ați cântat, bineînțeles, bineînțeles că ați cântat. Bineînțeles, nu? N-am scăpat. N-au avut nevoie de artiști nu. La întâlnire. Nu. Și ați venit în București la CCS, venit, în corul... Am venit cooptat printr-un examen la ansamblu CCS, unde, bineînțeles, am avut colegi extraordinari. Începând cu marele Nicolae Herlea, cu Dani Ordăchescu, marele Dani Ordăchescu, cu Titi Gabor de la Constantin Gabor de la operă, cu Elena Toeman de la operă, cu mulți alții. Unul care și-a pierdut viața și un bariton extraordinar la Iași. Dar ați avut o șansă.
Să întâlniți un om să vă sesizeze că aveți un glas special, nu de cor. Eram coleg și cu Rodion Hodovanski, renumitul cu cântecele, cu cântecul Clopotele. Clopotele, da. Așa. El pleca într-un turneu cu maestru Mălineanu, cu Concertul Popoarelor, unde cânta melodia Clopotele, și a fost solicitat la un concert al lui Teodor Cosma. Marele Teodor Cosma, dirijorul Orchestrei Electrecord și tatăl al marelui Vladimir Cosma. Bimbo Cosma. Am și o melodie de-a lui imprimată. Și avea nevoie de cântece rusești. Așa cum era moda atunci, că nu se putea da un spectacol fără cântec rusesc. Era și, era și spectacolul de așa natură? Un fel de concert al popoarelor. Și atunci m-a luat și am cântat pe vremea aceea renumita melodie Noapte Bună împreună cu Dorina Dăghici. Nu știu dacă, nu se mai știe acum, dar era formidabilă, era o încheiere, era de un romantism extraordinar. Noapte bună, Spaconii Noci? Noapte bună și Spaconii Noci, altă melodie care am cântat. Spaconii Noci, Spaconii Noci, Băti mojit, moi drug, o nașii visne. Era o superbitate de melodie. Așa era vremea atunci. Începe să ne pare rău că nu sunteți de vârstă cu noi să fiți în gașcă, să ne cântați pe la petrecere. Da. De acolo, asta a fost premiera la sala Dales cu Teodor Cosma. În 1953. Când ați apărut imediat și la radio. La 6 aprilie, examen la radio, am dat cu o toamnă, în toamna anului precedent, adică în 1952, am dat examen la radio. Mă bucur să asculte și telespectatorii, că atunci se dădea examen ca să fie ascultat la radio, pe radio. Șef de comisie era Emanuel Ionescu, care a scris primii ghiocei, prima iubire, prima întâlnire, primul sărut. Și chiar cu asta am dat examen. Maestre, aveți o mare calitate, că ați făcut Academia de Muzică și... Da, am făcut în 1953. Școală serioasă, de glas, bariton. Pe 15 iunie am dat examen la Teatru Tănase și am fost primit. Admis. Am fost primit, da. Dar deja vă știa dirijorul de acolo, Cosma, și dumnealui era acolo. Nu era? Împreună cu el am intrat în spectacol la Tănase. Așa. Și pur am trecut la Concertul Popoarelor, dirijat de Henri Mălineanu. Da. Și pe urmă am rămas. Am trecut prin multe spectacole la Teatru Tănase, până în anul 1964, când am plecat din teatru, Tănase, deoarece fostul director Dinescu m-a pus să-i cânt lui Cocatrix, impresarul de la Olympia din Paris, m-a pus să-i cânt o romanță. Și pe ăla nu-l interesa romanță în limba română. Voia ceva de... Vroiam să cânt un cântec al lui Maria Tănase în limba franceză. Da. Dar nu m-a lăsat. Și dacă nu m-a lăsat, n-am mai plecat la Paris, a plecat Luchi, a plecat Mircea Crișan. Asta a fost plecat... asta, doamne Luchi? Că n-ați cântat franțuzește, dumneavoastră. Nu, de ce? Glumesc.
Amândoi ați fost la fel de buni, v-ați lansat înaintea dumneaei. Da, eu puțin mai. Și m-ați onorat cu prezența și în emisiunea. Puțin mai înainte, da. Și, cum să spun, pe urmă au început imprimările la radio. Prima mea imprimare la radio a fost un cântec, un marș sportiv al lui Ido Cahan. Ido Cahan era un violonist, un prim violonist la radio, în orchestra radio. Și am început. Primul cântec sentimental de la radio a fost Parcă ne-am cunoaște de când lumea, de Marius Mihail, un foarte bun compozitor român care s-a prăpădit de tânăr, săracul. Probabil de aceea am auzit și noi mai puțin despre el. Da, ați auzit foarte puțin despre el, pentru că nu după mult timp s-a și prăpădit. Maestre, fiindcă ați ajuns la sentiment, mai dați-mi voie să vă fac și eu o dedicație. Sper să-mi iasă mai bine decât prima. La Galațel s-a născut și măicuța lui Rarica, l-a convins ea pe tatica care un fiu neîntrecut. Culesem a avut gemeni, din liceu el s-a lansat, iar adolescentele de atunci l-au tot curtat. Dar a venit la București, la CCS în cor solist, și cu elanuri tinerești visa să fii un mare artist. Teodor Cosma, dirijorul, l-a sesizat și l-a luat într-un concert adevărat și de atunci s-a consacrat. Fetițe dulci ca la Ploiești, nici la Galați n-o să găsești. Când pe aleia cu castani visezi la Ica de 8 ani. Smaranda fu cea mai frumoasă domnițe din câte a văzut, și n-ai a luat-o de acasă și apoi a făcut-o mireasă, și ani la rând au trecut. Azi au un băiat și o fată și două nepoate hazli, ce cântă și sunt răsfățate și-s mândri bunicii că poate vor fi chiar vedete într-o zi. Azi zice doamnei lui smaranda mea, eu un refren de mult ți-aș tot cânta. La 70 de ani de când ne știm, la fel ca în prima zi noi ne iubim. Ți-aș spune doar atât, soția mea, pe cine aș fi iubit dacă n-ai fi fost tu? Ce să fac dacă-mi placi? Primul nostru tango. Și am introdus atmosfera despre soția dumneavoastră dragă, pentru că aș vrea să-mi spuneți ce poveste frumoasă de dragoste a durat 70 de ani și 58 de căsnicie. Incredibil, dar adevărat, cu un artist mare și frumos ca dumneavoastră. Meritul nu e al meu. Mi-a spus doamna Ica că este... Meritul e al dânsei. N-a suferit de gelozie și v-a înțeles că aveți o viață de artist în turnee, mai agitată, mai cu femei frumoase în jur, cu tentații de tot felul. Și doamna Ica, cum v-a cucerit, maestru? Se pare că nu recunoaște acum, mi se pare. Nu mai recunoaște nimic. Doamna Ica, cu ce v-a cucerit la 7 anișori? Atunci era o joacă, că nu cânta. Nu, nu era nu artist. Cânta. Deci era dumneavoastră l-ați apreciat ca om, cred că, în primul rând. Era o joacă. Era o joacă, da? Între doi copii, da. De ce nu spune? Și nu ne-am văzut? Și nu ea ne-am era văzut? Prințesa și eu eram birjarul. Da, vizitiu. Birjarul? Deci, n-am mai auzit prințesa avea și birjarul. Avea o trăsură în curte. Și dumneavoastră o trăgeați. Și eu eram pe capră. Da. Nu ne-am văzut 12 ani. După aceea el era
mare solist, mare corist la CCS, după cum v-am mărturisit. Și eu care credeam că pe aleile sub castan, pe la Ploiești, după aia a urmat aleile, au urmat scrisorile de amor. V-ați căsătorit în ce an? În 51. 51, deci ați spus, da. 58 de ani, ați sărbătorit anul acesta, da, și da. Pentru că este un eveniment care, nu știu, este atât de important pentru, îmi permite să nu vin prin fața maestrului, îi dau doamnei acest buchet de flori. Mulțumesc! Vă sărut cu drag! Și mulți înainte, sănătoși, maestre! Mulțumim frumos! Și sunt foarte onorată că soția dumneavoastră are un anumit cântec ce și-a dorit să îl interpretați astă seară și să îl dedicați cu această ocazie specială de 70 de ani de când v-ați văzut la ochișori prima oară. Și se numește... Ești dragostea mea, de Micușor Chirculescu, care l-a cântat și maestrul meu, Petre Ștefănescu Goangă. Și îl puteți dedica chiar aici pe fotoliu. Ea știe însă. Știe multe, știe tot. Îl puteți predona altfel împreună. Cum? Ascultăm o dedicație specială a domnului Nițescu pentru doamna Viorica. Fluturi mărunți, domăți s-așternau, tei cărunți pe alei de povești, parcă așteptau cât-ți mai amintești. Pe aripi de neam un fulg de cleștar s-apropia micuț și ștrengar, și-n părul tău s-o opri din zborul hoinar. Tu mi-ai zâmbit când sub teiul cel nins, cu dor nespus, mâinile ți le-am prins. N-a trebuit vorbe dragi să-mi plătim, privirea ta mi-a spus cât ne iubim, căci în inima ta tot ca-n inima mea, dorul nostru cânta. Ești dragostea mea, ești visul meu, în gând t-o-i purta mereu, mereu. Acum că mi-am văzut în ochii tăi dorul plinit, din suflet pot să-ți spun, sunt fericit, da. Nu arde soarele cum arde acum inima mea, lumea întreagă aș vrea să-mi știe dragostea. Cântecul meu, ești dragostea mea, ești visul meu, și-n gând t-o-i purta mereu, mereu. Zâmbetul tău luminos nici când nu-l voi uita, ești visul, ești dragostea mea. Ești visul meu,
și-n gând o-i purta mereu, mereu. Zâmbetul tău luminos nici când nu-l voi uita. Ești visul, ești dragostea mea. Ești visul, ești dragostea. Trai soții Viorica și Nicolae Nițescu. Extraordinar. A fost un moment într-adevăr emoționant. Aș vrea să trecem la o discuție, pentru că avem aici lângă noi un specialist, un compozitor. Maestre, ați avut ocazia să colaborați cu cei mai mari compozitori ai timpului dumneavoastră și al nostru, dar din păcate încep să se ducă rândurile și singurul mare ce a rămas în viață e numai Temistocle Popa, din generația veche de aur a compozitorilor. Ați colaborat cu Mălineanu, cu Chirculescu, cu Zbârcea, cu Veselovski, cu Gelu Solomonescu, Grigoriu. George Grigoriu. Ce credeți? Credeți că datorită lor ați ajuns și datorită lor o mare vedetă? În primul rând, ca să fii o vedetă, în primul rând trebuie să te recunoască publicul. Adică trebuie să simtă el că ești vedetă. Pe lângă personalitatea ce aveți în glas... Da, trebuie mai întâi să ai și material. Da, ați avut șansa să aveți niște melodii și superbe, numai una și una. Melodiile de-a lungul timpului, nu le mai știu numărul, au fost foarte frumoase. Și fiecare compozitor a venit cu ce a fost mai bun. Și ce-mi place că pe vremea dumneavoastră preluați melodiile unui compozitor, mai mulți soliști care erați talentați, nu numai unul, lua și... Asta nu înseamnă că toate melodiile au fost făcute pentru mine. Majoritatea, da. Dar asta nu înseamnă că n-am preluat și eu de la alții melodiile frumoase. Da. Liviu, tu ce părere ai despre compozitorii de astăzi și ce s-a dus înainte pe vremea domnului Nițescu? Tu ești al generației noastre, cred că de asta te-a și apucat de teatru, că nu mai ai nici prea mult soliști să dai de melodie. De muzică de teatru, nu de teatru. De muzică de teatru, în sensul ăsta. Există o diferență între... Există întotdeauna diferență între perioadele de existență pe nivel de cultură în cazul nostru de muzică. Vremea aceea avea ca amprentă valoare, bun simț, erau cele două condiții fără de care nu puteai reuși în artă, indiferent de ce artă vorbim. Nicolae Nițescu, așa cum vă spuneam mai devreme, este un campion al acestor calități. Mă iertați că intervin. Afară de calitățile care le-a spus dumneavoastră, eu adaug și romantism. Da, evident. Da. În momentul, la ora aceea, îmi povestea maestru Veselovski, Dumnezeu să-l ierte, la Capșa erau corifeii genului. Cu care am avut onoarea să colaborăm amândoi, ai făcut multe orchestrații. Amândoi și am avut onoarea să lucrez, să orchestrez ultimele piețe. A fost pentru mine o experiență extraordinară, care încă grevează modul de lucru și așa. Am multe de spus, dar nu este momentul acum. Ei bine, atunci, în momentul în care tu încăpeai pe mâna unui maestru cu mână mare, acesta nu se ocupa de tine dacă tu nu aveai niște date personale care să ducă într-un viitor oarecare. Ca dovadă ce a povestit examen la radio. Avea în el, pe lângă foarte multe calități, avea în el acest dar al descoperirii. Știa să descopere talente. Nicolae Nițescu nu este singura descoperire a lui Teodor Cosma. Dar mai era ceva care ne deosebește de compozitorii de astăzi. Profesionalismul.
Profesionalismul în muzică aduce întotdeauna în fața publicului un plus de ceea ce știe publicul până la momentul în care audiază, vizionează, are cunoștință de acel fapt de artă. În momentul în care vii de fiecare dată cu același lucru, schimbând doar o vestimentație, un piercing, o chestie de genul ăsta... Asta e valabil la orice, și la carte, și la vestimentație, și la tot. Absolut orice. Da. Maestrul Nicolae Nicescu este omul care nu s-a urcat niciodată pe scenă fără să vină cu ceva nou. Nu în materie de vestimentație. Nu știu câte, nu mai amintesc câte piese a cântat în premieră. Nu mai știu câte. Și câte piese a preluat din repertoriul internațional și le-a cântat de fiecare dată, da. Altfel decât ceilalți. Da. La noi e o chestie care se numește maimuțăreală, nu pot să-i spun. Sau imitație de prost gust, pe alții. Da. Vreau să cânt ca nu știu care. Sau trupe și artiști care spun, targetul meu, știți, țintă în limba română, e de suet. Targetul meu este segmentul de tineri între 15 și 17 ani. Oamenii aceștia, acești artiști, vreau să cucerească lumea. Și nu un segment de limbă. Când ai țintă minoră, ești un artist minor. Nu este cazul unui maestru ca maestru Nicolae. Și au cucerit-o pentru că, maestre, ați luat cu o piesă a domnului Grigoriu și nu George numai Grigoriu. A domnului George Grigoriu și nu numai niște premii internaționale. La Sopot ați luat și cu premii naționale și la Mamaia cred că ați luat și la Crizantema de Aur. Dar deci erau piese cu valoare europeană în festivaluri în care se prezentau compozitori din toată lumea sau chiar din... Da, la Sopot erau foarte multe vedete internaționale. Unul dintre ei care mi-a amintit și care mi-a fost prieten foarte bun a fost elvețianul Gio Roland și italianul Betazzi din Florența. Am luat acolo premiul de popularitate la Sopot în 1964. Spuneți-mi, se purta șlagărul pe plan internațional în concursurile astea sau linia melodică trebuia să fie sofisticată, să simți că este un compozitor foarte valoros? Sau... Se purta melodia frumoasă pornită din suflet. Ca dovadă și cântecul care l-am imprimat cu orchestra din Ljubljana, pe care îl veți cânta. Auzi acum, că am luat cu orchestra din Gdansk, de la festivalul de la Danții, de la Sopot, am luat 5 minute de aplauze. Eu acolo plecând cu un cântec de dragoste. Foarte frumos. Dar la bis am cântat Bolero, care a luat 5 minute de aplauze în sala șantierului naval din Boleroul Dragostei, compus de George Grigoriu și de Eugen Mira, da, da. Textul. Și înainte de a sta de vorbă cu invitații noștri special din Galația, am adus din orașul dumneavoastră de Baștină, haideți să cântăm Boleroul Dragostei și să invităm la dans, să vedem spate, vor ajunge să fie fanii dumneavoastră pentru o viață întreagă, gălățenii, și să le dedicăm, pentru că sunt tineri căsătoriți și viitoare mămică, Boleroul Dragostei. Mulțumim. Și vă rog mult să... Dansăm cu siguranță. În decorul maestrului. Și un băiat. Așa zic eu. Și un băiat să fie, dacă zice maestru, băiat să fie. Să ascultăm Boleroul Dragostei de George Grigoriu. Mulțumim. Stinge treccata luminii margiani, clipa odihnire sare sub luna de là,
Cerul și-aprinde covorul de stele și un cântec se înalță, se îndreaptă spre ele, iar cine n-aude găsește în el dragostea Bolero. Tu cântec de iubire, tu înfiripi șoapte de fericire, Bolero. Refrenul tău ne-aprinde inima, Bolero, tu regi-n dragostea. Seara, când cerul-și pune covoara și tovarână ghitara, te naști din sărutarea lor. Într-un vârtej, cuprins întreaga fire, Bolero, refrenul tău ne-aprinde inima, Bolero, tu lege-n dragostea. Pentru faptul că a cântat domnul Nițescu în timpul sarcinii de 3 luni a Larisei, cred că deja există romantism acolo, există și la voi, se va schimba și lumea dacă se va continua cu asemenea șlagăre și melodii de suflet. V-a convins, maestru, astăseară? Eu asta vreau să știu de la doi viitori fani, poate? În mod sigur și încă din culise. Din culise? Șmecherilor, deci m-ați... Vreau să vă mulțumesc pentru numele meu, așa cât și al soției, și pentru invitație. Faptul că sunteți gălățeni, nu puteți să nu vă iubiți un artist ce s-a născut suntem acolo. Suntem mândri de altfel să... pentru că domnul Nițescu este născut la Galați și, după cum știți noastră, și ați fost la Galați. A fost președintele Partidul Ecologist a pe tineret la Galați, da, Florin, da. Așa ne-am și cunoscut, da. Și am fost membră și sunt foarte mândră că am reușit să vă aduc astă seara aici. Sunteți niște oameni deosebiți, iubiți valorile, iubiți tot ce e frumos și în primul rând natura. Așa pentru este. Că și aș vrea mult să contribuiți la dezvoltarea valorilor din zona voastră, chiar dacă v-ați mutat momentan și stați pe aici prin București mai mult. E păcat dacă se nasc artiști ca Nicolae Nițescu, dacă sunt valori, e păcat să nu aveți grijă într-un fel sau altul să le dezvoltați. Și pentru că deocamdată am cadorisit-o doar pe doamna Smaranda Viorica Nițescu, am niște daruri. În primul rând, maestrului este cartea de suflet a mamei mele, cu dedicație. Este scorpioancă ca și dumneavoastră. Și
Doamne, i-am dat flori, dumneavoastră vă dau o carte care tratează un subiect de viață foarte interesant și dramatic, aș spune eu. Liviu este prieten vechi al meu, are cartea, așa că îl cadorisesc cu un album cu a maestrului. Pentru că sunteți amândoi aici, să-i dau domnișoare mulțumesc. Caseta și cartea mulțumesc, lui Florin. Mulțumesc. Și mulțumesc din tot sufletul că am reușit să ne vedem astăzi într-o atmosferă atât de plăcută. V-am spus că îl ador pe maestru Nicolae Nițescu de o viață și nu pot să cred niște lucruri. M-a mâhnit foarte tare, l-am întrebat înainte de emisiune, deci este cetățean de onoare în orașul vostru, în Galați, este cetățean de onoare în orașul unde și-a desăvârșit liceul Târgoviște, nu este cetățean de onoare al Bucureștiului și nu este declarat artist emerit, ceea ce mă doare foarte tare. Este un mare artist al nostru, la nivelul acesta și la generația dumnealui este cel mai bun la ora actuală și nu înțeleg de ce nu este tratat la valoarea la care îi s-ar cuveni și sunt mâhnită și mă bucur că a fost alături de noi și aș vrea, maestre, pentru că terminăm emisiunea cu o melodie foarte dragă și cunoscută, un mare șlagăr românesc compus de Edmond Deda și Ciupi Rădulescu, da? Dânsul a finalizat, așa, dar din necesitate, când m-am mutat la teatru de la Vrancea, de mai târziu Ion Vasilescu, am simțit nevoia să am o melodie ceva nou. E atunci apăruse Zorba, filmul Zorba, unde Anthony Quinn, da, știți ce a făcut. Da. M-am gândit, ce-ar fi să fac și eu o melodie, să am și eu o melodie în stilul ăsta. Și atunci i-am spus lui Ciupi Rădulescu și lui Edmond Deda. Toți trei am făcut melodia asta. Ciupi Rădulescu mi este martor. Melodia O Finimioară, care în 1967 a luat la Berlin un mare premiu și imprimarea care o am din sala Friedrichstadt Palast cu orchestra Rias Berlin. Eu am cântat și o strofă în limba germană. Unde se vor auzi și ropotele de aplauze din sală. La urmă, da. La urmă, dar vreau să... Ați spus că vreți să ne cântați puțin și din varianta nemțească? Da. Vreau să vă auzim live. Acum? Da. Oh, ich war einsam, allein ohne Liebe, wir hatten lange kein Rendezvous, dann kam ein Abend und ich sah dich wieder, ich war befangen, da sagtest du, glaub an die Liebe und glaub an das Glück, lass die Zweifel ganz weit hinter dir. Komm doch, wir singen, wir tanzen ins Glück, komm und freu dich des Lebens mit mir. Laila, la 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 la. Care a fost preluată de foarte mulți interpreți săi în concurenți la Cercul de Aur. La foarte Cercul de Aur, lui Vinovat Oprescu. S-o cânte în românește. A venit pe un teren deja pregătit, așa este. Maestre, vă mulțumesc din suflet. Ați fost din nou alături de mine, promit că vom face alte emisiuni împreună pentru că aveți atâtea șlagăre că ne-ați impresionat. Vreau să terminăm în forță cu Of Inimioară de Edmond Deda și să cântăm toți, să fim în verbă. Da, da, sigur. O finimioară,
Păi ce înseamnă asta? Tot bați ca proasta. Mă dai de gol. T-aude lumea și îmi află gândul cui nopți de-a rândul. Îi dau o col, o inimă, tu n-ai minte deloc, ci-n sufletul meu nici nu știi. Și când îți spun, tu m-arunci iar pe foc și mă faci să te cânt și să joc. La 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 la. Inimioară, de ce mi se pare că noaptea-i mare și drumul lung? Mă porți pe drumul vețe în roate, și-atunci s-o poate. Păi unde o să ajung? O, firimă, tu n-ai minte deloc ce-i în sufletul meu, nici nu știi. Și când îți spun, tu m-arunci iar pe foc și mă faci să mă cânt și să joc. La 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 la. Păi cine se-nțeleagă ce dor ne leagă? Ia spune doar, o inimă, tu n-ai minte deloc ce-i sufletul meu. Și când îți spun, tu m-arunci iar pe tot și mă faci să tot și să joc.